Salutate, tot lumea, vreau să vă zic că l-am omorât pe Derek în sfârșit după vreo 20 de încercări și... Oh, bani, bani. Suntem malefici, hehehehe. Foarte. What about the cops? Yeah, they might be a problem, but anyone who saw us where we did it in self-defense, you were never here. All right. Good luck then. Jesus. Nice. Easy peasy. Căsăfă n-ai căsăfă. Da, deci easy peasy l-am omorât pe Derek, am scăpat de... l-am evaporat de pe pământ, de pe... să te jumpi să văd dacă am pus thumbnail-ul, perfect, am pus thumbnail-ul. Am crezut că n-am pus thumbnail-ul la videoclip, you know? Dar totul e bine și frumos, thumbnail-ul este la... este jos. Da, hai să mergem să găsim o mașină și să mergem unde trebuie să mergem. Iar în 27.000 from Bruno. Păi și unde căcata trebuie să fie Bruno? Red shops or bring cars to Bruski. Rob shores. No way. Nimic. Da, deci trebuie să robuim shop-uri sau să mergem la ăla. 27.000. Mă gândesc că 27.000 în total, nu încă 27.000, nu? Deci ar trebui încă puțin să facem. Hai să mergem să facem. Prima dată o să robuim gun shop-ul ăsta. Ia să intrăm aici. O să-l omorăm pe asta direct prin... easy. 600! Nu, nu mă vezi. Și m-au văzut, fix când mi-a pornit mașina, m-au văzut. Coaie, ăștia sunt ciudați, erau. Jocul ăsta e cel mai ciudat, îmi pornește mașina, ei mă văd. Stau cu mașina închisă, ei nu, nu mă văd, eu trebuie doar să mă vadă, nu, nu trebuie să mă vadă ei, ce ai, trebuie să pornească mie mașina să mă vadă ei, futu-vă în gură. O să și voi în câteva clothing store-uri și căcători de astea, că mă gândesc că 27.000, adică să fac 27.000 în total, să mă duc la Bruno să-i dau banii. Direct unul care se găsește să facă drifturi prin fața blocului. You hit my car! Și ce dacă ți-am hit car? Cea? Ți-am făcut un rău, mai nesimțitule? Ce dracu a fost chestia asta. Știți ce avem surpriză? Clothing store e pe cealaltă parte. Uaaaaa, ce idiotus! Vai, vai! Și poate să mă vadă poliția în orice moment. Deci hai să ne grăbim. Ia, mă pot lua cu moșul ăsta la bătaie? Nu, îmi spune. M-a văzut, nu-i corect! Totul e bine, nu stai aici? Totul e bine, nu stai aici? Hai trebuie să ne schimbăm hainele, mă. Că dacă ne schimbăm hainele, totul s-a dus. Totul e în zadar. Nu mai au cum să ne găsească. Enjoy the rob, bitch. Nu o să te las în viață pentru că o să le zici detalii despre mine. Știu gadgetele cum părăsc. Nu mai avem așa de mult. Nu sunt eu de vină, eu sunt un om normal. Da, red shops or bring cars to Bruski. O să rob shops mai mult. Mergem la gun shop-ul ăsta. Știu că la gun shop-uri se găsesc mult mai mulți bani. Deci nu merită să ne chinuim să... știți voi, să dăm rob la shop-uri de-astea normale. Mai bine merem la un gun shop și gata, easy. Nu porni melodie, idiotă, stai că am uitat de melodie. Sper să nu-mi dea copyright.
Sper să nu-mi dea copyright și butuz morții mătii. Eu mai de mult am văzut jocul ăsta pe YouTube și de aia, adică am văzut, știu că unii se duceau la Bruschi, dar nu înțeleg de ce trebuie să te duci la Bruschi când poți pur și simplu să te duci easy să dai rob la astea și e mult mai mult acțiune, te distrezi mult mai mult dacă dai rob la un magazin decât să duci să arunci mașina acolo la Bruschi, știi ce zic? Și de exemplu, doar din ganșa asta am făcut mai mult decât în de la Bruschi, deci eu zic că e profit. Nu merită să mergem acolo, cum mergem, stăm aici și gata, easy. Stați așa. Aoleu, nu-mi da amendă că m-am bușit. Ah, s-a uitat în jos, asta îmi place. Da, e mașina de poliție foarte aproape, să dăm robul așa. Hai să dăm robul așa. O să tragem pe din asta. Easy shot. Avem muzica aici, de aia trebuie să vorbim peste o $609, ceea ce ne trebuie nouă, easy, 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 gata. A trebuit să vorbesc peste pentru că... Da. Gas station, clothing, să mergem la alt gun shop, ăla de... Acolo. Trebuie unul care nu i-am dat rob, că unele le-am dat rob deja și nu merită să mergem la alea care le-am dat rob, pentru că nu ne ajută cu nimic. O să mergem și o să vedem că e închis. Wow, ce realizare! Da, ăsta e ultimul rob pe care trebuie să-l dăm, aparent. Și după aia mergem la Derek sau cum îl cheamă pe ăla, nu Derek, mă. Nu știu cum îl cheamă. În două, Borono, cum îl cheamă pe ăla? Bruno, a, Bruno, mă, Bruno, da, 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 Bruno. Să-i plătim banii și o să încheiem și noi episodul, presupun, așa e? Bine, toate chestiile astea, până o să se întâmple, mai avem ceva. Și o să trecem prin aceste camioane. Printre, nu prin. Zici, cam ciudat prin. Suntem în Chinatown, iară, yeee! Dunghi, dunghi, yeee! Și m-am bușit, bă, ce idiotă-s! Ce cât de idiotă-s! Da. Avem un lag infernal, pentru că iară se încălzește calculatorul și iară se procesează videoclipul pe YouTube. Ven, l... ok. You gotta be fucking kidding me! Easy. Ce dracu fac? 666. Nu stiu eu de vină, nu, nu. Go see Joey. Gata, mergem la Joey acasă. Nu stiu eu de vină, eu n-am făcut nimic, absolut nimic n-am făcut, vă promit. Eu n-am făcut. Yeah, am scăpat. Da, avem $28,000. Prima dată când văd atâția bani în viața mea, dar din găgate trebuie să-l plătim pe fraierul ăla. Din păcate, din păcate, din păcate. Da, pentru că dacă nu trebuia să-i dăm banii la Bruno, cred că îmi cumpăram dracu, de toate. Hai să mergem să-l vedem pe Joe. Hai să mergem să vedem. Să vedem. Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark and I was getting worried. I had to go look for him. Six hours later. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. If, see if Eddie where Joe... What? See if Eddie knows where Joe is, okay. Sper că nu a murit, sper că nu l-a ținut, sper că nu l-a așteptat același sfârșit dramatic și pe Joe, ca pe Stevie, sau nu, 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 nu Stevie, ca pe Henry, sper că nu l-a așteptat același
sfârșit dramatic, sper să nu, toți sperăm să nu, pentru că Joe e cel mai bun prieten al nostru. Deci, hai să vedem. N-avem mult de mers, chiar n-avem mult de mers, deci... E foarte bine. Da, am lag când merg cu mașina și mi-nervează. Nu, n-am făcut nimic. Niciun la Gerdet, eu n-am făcut nimic. Trebuia pe L să apăs. Nu contează. Ha, open the door, așa. Hai să vedem dacă știe Eddie. Vito, good, you're here. You, you hear what happened? Wow, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it? Well, Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Thomas. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over at Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. Is it? You sure you don't know nothing about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. No shit. You better not be shitting me, Vito. Let's try Giuseppe. It keeps his head in the ground. Bă, fraților, aici am avem o mașină care să o spargem. O să mă vadă poliția. Cancel, 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 cancel. Da, o să plecăm așa, ne primăm, da, 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 da. Bă, fraților, ca de obicei să vă țin în suspans, o să încheiem acest episod, pentru că sunt un rău, sunt un scump. O să merg eu cu mașina în următoarea filmare, deci în următoarea filmare de mâine o să vedeți cum o să merg eu cu mașina la Giuseppe sau la cine merg acum. Și da, sper că o să vă placă acest episod, bă, fraților. Și sper că o să vă placă și următorul episod. Deci așteptați-l cu mare drag. Ne vedem data viitoare. Bye, bye.